Și binecuvântat să fie toți care în această seară au slujit aducând ofranda lor înainte lui Dumnezeu. Ne ridicăm cu toți în micioare pentru câteva momente, Cartea Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte, ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice... Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Era un neant, un întuneric total, o beznă care nu prezenta absolut nimic. În neantul acela și în nimicul acela, deodată o voce a străfulgerat nimicul și a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu apoi a zis să se separe universul, să mai bine spus, atmosfera noastră de ceea ce era sub atmosferă. Și s-a creat norii, Apoi a adunat toate apele împreună și a făcut mări, lacuri, oceane, râuri și a despărțit pământul. Apoi planeta noastră a luat contur și a început să crească pe acele necesare. Ca mai apoi întreaga lucrare galactică să fie făcută, toate forțele naturii au fost puse în ordine de Dumnezeu. Pământul a început să dea rod, au apărut pomii, copaci, s-a dat rod și Dumnezeu a făcut fiecare vietate, fiecare esență care trăiește a fost făcută de Dumnezeu. Și nu uitați că toate au fost făcute din nimic. Când nu era absolut nimic, cel care a făcut toate acestea era Dumnezeu. O singură ființă atotputernică, cu o înțelepciune imposibil de perceput, cu resurse nelimitate și neaccesibilă nouă, doar o astfel de ființă putea să facă așa ceva. Și acea ființă era Dumnezeu, măriți să fie numele prorocul Isaia vorbește din partea lui Dumnezeu și în fața unui popor idolatru care tot la fiecare câteva zile își schimba Dumnezei, Dumnezeul la tot puternic le vorbește astfel, Isaia 40 cu 12. Cine a măsurat apele cu mâna? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o trăime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură, cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscut calea priceperii. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful de pe o cumpănă. El ridică o stroavele ca pe un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui, nu sunt decât nimicire și deșertăciune. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idul și argintarul îl îmbracă cu aur și toarnă lățișoare de argint. Iar cine este sărac alege dar un lemn care nu putrezește, își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Nu știți N-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început, nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului. El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt niște lăcuse înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica voievozii și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți și de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și un vârtej ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt. Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în știri lor. El cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea lui și tăria lui, că una nu lipsește mărit să fie Domnul. Acesta este Dumnezeul Universului, dragii mei. La porunca lui toate iau ființă, în mâna lui stă întreg universul, toate astrele cerești, ascultă de sfatul lui. Nu cade o stea din cer, fără ca să poruncească stăpânul. Nu se, nimic, nu se mișcă nimic în universul acesta, fără rânduiala stăpânului. Și acest Dumnezeu infinit de măreț, infinit de puternic, infinit de înțelept, infinit de sfânt, este infinit de diferit de noi, ca și oameni care suntem așa definiți și așa delimitați. Între Dumnezeu și noi este o prăpastie imensă care nu poate fi trecută. Tocmai de aceea, luând în calcul infinitul, religiile lumii acestea au creat fel de fel de zei, de Dumnezei după concepția lor. Dumnezei care sunt puternici în mitologia lor. Dar Dumnezei, pentru că sunt infiniti, zic oamenii aceștia, sunt reci. Sunt insensibil, sunt cruzi față de durerea și suferința oamenilor, pentru că un Dumnezeu infinit nu se apleacă la un om finit și nimic înaintea lui. Zeii au reguli aspre și ritualuri profunde, crunte, pentru a fi îmbunați, îmblânziți față de urgia care o manifestă, preînchipuiți, de sigur, de omul care este muritor. Zeii aceștia care nu arată milă, nici compasiune, ci trebuie întotdeauna să fie satisfăcuți. Așa au conceput oamenii infinitul în concepția, mitologiei lor. Și acum auzit ce spune Psalmistul 96,5. Căci toți Dumnezei, zei aceștia popoarelor, sunt niște idoli. Dar Domnul a făcut cerurile măriței fie numele. Toți acești zei inventați de oameni sunt o nimică, o invenție, o mitologie. Este un singur Dumnezeu și acesta este Domnul nostru. Și Dumnezeul acesta este cu adevărat infinit, că în momentul când era întuneric, nu era absolut nimic. La comanda și la porunca lui, toate au luat ființă. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și ele iau ființă. Atât de mare e puterea lui? mlăudați să fie numele Domnului. Acesta este Dumnezeul din Biblie. Din modalitatea în care s-a prezentat Revelația lui Dumnezeu în Scriptură, am înțeles că acest Dumnezeu unic a dorit să locuiască împreună cu oamenii. De la începutul Creației, în rocoarea dimineții, Dumnezeu vorbea împreună cu omul în grădină. Ca mai apoi să vină prin îngerii mesageri, să transmită mesaje oamenilor și să vorbească împreună cu ei. Mai târziu îl întâlnim pe Dumnezeu care prin norul de slavă cobora și apăra pe poporul Israel, vrând să locuiască în mijlocul poporului. Mai târziu îl vedem la cortul întâlnirii, coborându-se prin slava sa tipică și moi se vorbea cu Dumnezeu. Ca în momentul când a fost făcut chivotul legământului, acolo, între heruvim, cobora slava Domnului și moi se vorbea cu Dumnezeu. Când s-a construit templul în Ierusalim, a coborât foc din cer, la momentul când s-a făcut cerfa pe altar și prezența Domnului a umplut templul acela, Dumnezeu a vrut să locuiască împreună cu oamenii. Dar într-o noapte unică, cum n-a mai fost și nici nu va mai fi niciodată la hotărârea divină a lui Dumnezeu. Dumnezeul infinit, neperceput de noi, care nu poate fi conținut în întreg universul acesta. Dumnezeu s-a întrupat, a luat chip de om și a intrat în lumea noastră finită ca să răscumpere pe oamenii finiți și căzuți sub păcat, laudați să fie numele. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui ca slava singurului venit din Tatăl. Dragii mei, acesta era Domnul Iisus Hristos. În aceste zile de sărbătoare vreau să vă spun că ceea ce noi sărbătorim este intrarea Dumnezeului infinit în lumea noastră finită. Este intrarea Dumnezeului nemărginit în lumea noastră cu limite mici. Este intrarea unui Dumnezeu infinit în trup uman ca să mântuie omenirea, fapt pentru care biserica spune prea mărit să fie Domnul. Dacă zeii popoarelor păgâne sunt distanți, sunt reci de nevoile oamenilor, sunt insensibili, cer jerfe, cer sacrificii, cer ca și copiii să fie sacrificați, Dumnezeul infinit, adevărat, care a făcut Universul, a luat chip de om ca să fie numit Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Titlul mesajului meu în această seară, dragii mei, este Dumnezeu este cu noi. Și aș vrea să înțelegem ce înseamnă această expresie pentru noi. Aș vrea să înțelegem profunzimea acestei expresii în manifestarea lucrării lui Dumnezeu care este cu noi. Ca mai apoi să vedem cât de minunat apostolii au înțeles această minunată declarație. Gândiți-vă la acest Dumnezeu infinit care n-are limite, care n-are nevoie de ajutor, care toate le ține cu mâna Lui și acum gândiți-vă cum se vede această lucrare suverană a Domnului chiar în întruparea Domnului Isus Hristos. Gândiți-vă la faptul că apare un înger care să vorbească cu Fecioara Maria și îi spune că este binecuvântată între femei, că i s-a făcut mare har, care harul, ca Dumnezeu să o folosească pe ea și prin ea să intre Hristosul în lume. Dar cum se poate, spune eu sunt o fată fecioară, n-am cunoscut bărbat și a păstrat curăția. Și Domnul spune, ceva ce este imposibil va face mâna lui Dumnezeu. Duhul celui preanalt te va umbri și cine se va naște din tine se va numi fiul celui preanalt. A fost o lucrare unică în istoria omenirii. Când Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită, aducând, dacă vreți, un cod genetic divin, unindu-l cu codul genetic uman și făcând singura ființă în universul acesta care a fost în totalitate Dumnezeu și în totalitate om, Domnul Iisus Hristos. El și-a păstrat din momentul acela până acum, dragii mei, și în eternitate. Această uniune ipostatică, El rămâne deplin Dumnezeu și deplin om. De aceea a putut să ne răscumpere. Fapt pentru care biserica spune încă o dată, lăudat să fie Domnul. Dragii mei, gândiți-vă la supremația lui Dumnezeu în actul acesta al întrupării. Concepția aceasta a fost o imposibilitate, pentru că în natura umană așa ceva nu se poate. Tot știm că este o imposibilitate. Gândiți-vă la profunzimea protecției lui Dumnezeu ca să păstreze acest cuplu tânăr de-abia încă logodit. Ca și logodiți, n-aveau voie să se despartă. Doar un act de divorț putea să se despartă pe cei doi, măcar că încă nu trăiau împreună, împreună și actele conjugale nu erau încă consumate. Doar în ziua căsătoriei se consumau. Ei, dragii mei, gândiți-vă acum că această tânără fecioară, logodită în așteptarea căsătoriei, devine însărcinată. Gândiți-vă la riscul care era expus această tânără fecioară. Omul acesta, Iosif, fiind un om just și fiind un om cu minte, neprihănit, n-a vrut să o facă de rușine publică, adică să o dea la moarte. Și s-a gândit pe ascuns să o lase ca nu cumva să se afle această situație și acest incident. Gândiți-vă ce a însemnat protecția lui Dumnezeu, ca nu cumva să fie omorât această tânără fecioară din cauza care a rămas însărcinată ca să nu mai spunem protecția Domnului în a păzi copilașul născut în urmă ce Irod a vrut să-l omoare, precum multe alte incidente. Dumnezeu era la lucru, dragii mei. Dumnezeul acesta care a trimis pe Hristos în lume era implicat în această lucrare cu desăvârșire. Gândiți-vă la scopul bine determinat al nașterii Domnului Isus Hristos. Ea va naște un fiu, îi vei pune numele Isus pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele lui. Dumnezeu vroia să mântuie omenirea. De aceea a venit Domnul Isus Hristos între noi. Dar sintagma care a împrentat omenirea și care de atunci până azi rămâne și va rămâne pentru totdeauna este Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu a vrut să fie împreună cu noi. Gândiți-vă încă o dată, revin. Nici o religie din lumea aceasta nu atribuie divinității un astfel de statut. Divinitate, divinitate și oamenii sunt oameni. Niciodată nu se pot amesteca acestea două. Divinitatea doar poate fi îmbunată prin rândul el, prin ritualuri care în speranța că dacă vor fi primite, Poate va fi bine. În schimb, adevăratul Dumnezeu, singurul Dumnezeu, alege de la sine voință să lase tronul de slavă, să ia trup de om, să intre în lumea aceasta, să se supună natura care l-a creat-o, ca să aducă mântuirea pentru noi. Acesta e Dumnezeul nostru mărit să fie numele. Aceasta a fost lucrarea binecuvântată a întrupării în noaptea aceea în care Domnul a intrat în lumea noastră. Și, dragii mei, cu 700 de ani mai devreme, prin prorocul Isaia se strigă către împăratul Ahaz, cere un semn din partea lui Dumnezeu ca să vezi că Domnul te ajută. Și Ahaz, cu frica lui și cu nerușinare, lui spune, n-am să cer un semn din partea Domnului, mi-e frică. Și prorocul Isaia spune, atunci ascultă aici Ahaz, Însuși Dumnezeu îți dă un semn și semnul este acesta. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, îi se va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi, mărit să fie numele Său. A intrat Hristos în lume ca Dumnezeu să fie împreună cu noi, să locuiască împreună cu noi. Și acum vă atrag atenția asupra câtorva situații care s-au întâmplat în viața Hristosului întrupat. Ca să înțelegeți împreună cu mine această seară ce înseamnă Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ce se întâmplă când Dumnezeu locuiește împreună cu noi? În primul rând, dragii mei, când Dumnezeu este cu noi, apare vindecare, eliberare și iertare. Observați câteva ipostaze care le găsim în cartea Matei, de bună oară. În Matei, în capitolul 8, cu versetul 1. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, pot să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, ta vreau, fi curățat. Îndată a fost curățat de lepra lui. Gândiți-vă acum la ceva, dragii mei. După legea veche, un lepros n-avea voie să intre în cetate. Mai mult, n-aveai voie ca un om curat să atingi pe un om lepros. În momentul când atingeai un lepros, tu deveniai un om, dacă vreți, contaminat. Trebuie acum să fii scos afară din cetate și preotul să te reanalizeze ca să vadă dacă nu ești cumva și tu contaminat. În schimb, în momentul când Hristos atinge leprosul, în loc să devină Hristos contaminat, leprosul se vindică, pentru că Dumnezeu este cu noi, măriți fie numele. Dumnezeul infinit în mâna căruia stau toate lucrurile, a intrat în lumea noastră la trup de om, ca această lucrare divină să aducă vindecare și curățare, binecuvântat să fie Domnul. Da. Hristos, Dumnezeu, este cu noi. Ne spune în versetul 14 din capitolul 8. Iisus a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra lui, a, acestea zăcând în pat prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile, apoi s ea s-a sculat și a început să le slujească. Hristos a vindecat boala. Hristos când este împreună cu noi, când Dumnezeu vine împreună cu noi, dispare boala, dispare lepra, dispare necurăția, pentru că asta este lucrarea lui Dumnezeu împreună cu noi. Ne spune în capitolul 9, versetul 1, Iisus a suit într-o corabie, a trecut Maria și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a zis, i-a văzut credința și i-a zis slăbănogului, îndrăznește fiule, păcatele îți sunt iertate. S-au tulburat ei, au care om poate să ierte păcatele? E o blasfemie așa ceva. Și el spune, ce este mai lesne? Să spui păcatele îți sunt iertate? Sau să spui unui om, scoală-te, ridică spatu și umblă. Dar ca să vedeți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți spun, scoală-te, ridică-te și umblă. Și acest om, păcătos și bolnav, este iertat și vindecat. Dumnezeu este cu noi, dragii mei. Când Dumnezeu este împreună cu noi, aceste elemente apar în viața celor care sunt mântuiți. Marcu, capitolul 5, versetul 25, o întâmplare interesantă din viața Domnului Isus Hristos. Ea suferise de multă vreme, o femeie care avea o scurge de sânge. La mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba, încă îi era mai rău a auzit vorbindu-se de Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și în data a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că a fost tămăduită de boală. Când Dumnezeu este împreună cu noi, când apare Hristosul într-o dragii mei, toate aceste probleme din viața umană dispar, că Dumnezeu are putere să facă semne și minuni, mărit să fie în numele Domnului. Mai departe ne spune că murise o fetiță. Hristos apare acolo în casa ei. Mulți își băteau joc de el pentru că spunea că fetița doarme, n-a murit, dar era clar că era moartă. În schimb era domnul vieții în camera ei. Și Hristos o ia de mână și spune, Talita cumi, fetiță scoală-te! Și fetița învie. Pentru că Dumnezeu este cu noi, dragii mei. Când Dumnezeu este cu noi, toate aceste elemente se împlinesc, ca Lui este puterea mărit să fie numele Domnului. Încă poate cel mai minunat, găsim în Marcu, în capitolul 9, o întâmplare. Se coboară Domnul Hristos de pe muntele transfigurării când s-a schimbat la față, venind cu trei ucenici după El. Când ajunge înapoi jos la poalele acelui munte, îl întâlnește o ceată mare și ucenicii un pic frământați. Pentru ce discutați cu ei? Și un om din mulțime strigă, învățătorule, am venit cu copilul meu demonizat la ucenicii tăi și am rugat să scoată dracul din el, dar n-au putut. Țineți minte că acestor ucenici Iisus le-a spus, vă dau putere peste toată puterea întunericului și au făcut semne și minuni. În schimb, acest drac n-a ieșit la rugăciunea lor. Și atunci Domnul spune, o neam necredincios, cât vă voi mai suferi, cât voi mai fi cu voi? Aduc copilul în coace. De câtă vreme este așa? Și intră în o discuție cu părintele. Frământat omul strigă, Doamne, crede, ajută-ne credinței mele. Și văzând că lumea vine deodată, zice Sfânta Scriptură, că Isus Hristos a certat Duhul acesta care era în copilul acesta bolnav. Și au ce spune Sfânta Scriptură. Și Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu o mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau au murit. Dar Isus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Doamne, dar cum de noi n-am putut să facem așa ceva? Aceste soiuri de drage doar cu poșe rugăciune. Dar ceea ce este cel mai fundamental, când Dumnezeu este cu noi, ies duhurile afară. Pentru că Dumnezeu are puterea infinită, mărit să fie în numele Domnului. Dragii mei, Hristos a intrat în lumea noastră ca Dumnezeu să fie împreună cu noi. Aceasta nouă ne asigură, ca și creștini, ca și mântuiți, capacitatea de iertare, de eliberare, de vindecare, de biruință, că Dumnezeu este cu noi, lăudați să fie numele. Pentru că prorocea Isaia îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu, este cu noi. Gândiți-vă, dragii mei, ce sărbătorim în această seară. Nu un zeu făcut de oameni, nu un idol căruia îi ducem jertfe în fiecare zi fără niciun fel de dovadă, ci Dumnezeul care este atot puternic și încă lucrează și în ziua de azi mărit fie numele. Contabilizasem în anul acesta, dragii mei, și măcar că la un moment dat am avut o problemă pe telefon și mi-au căzut câteva din acele elemente, am găsit încă ce am recuperat, că am avut înregistrat peste 69 de experiențe de vindecare aici în Kitchener în anul 2023. Acele cauze de mulțumire care le-a tot trimis, le-am scris jos și le-am contabilizat. Dovezi că Dumnezeul care este cu noi încă mai lucrează, dragii mei. În anul acesta l-am văzut pe Dumnezeu la lucru lucrând, în biruință, dând vindecare, dând eliberare. Ne-am rugat pentru multe familii din biserică și Dumnezeu a răspuns rugăciunii, lăudați să fie în numele Domnului. Pentru că El cheamă Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu a vrut să locuiască împreună cu noi și prezența Sa se vede prin aceste lucrări deosebite care le face în mijlocul nostru. Iertare, liberare, vindecare, măriți să fie numele Domnului! Amin. În această seară, iubit ascultător, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu e prezent în adunare și acest Iisus Hristos care a intrat în lumea noastră a zis Iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul viacului, lăudați fie numele. În al doilea rând, dragii mei, când Dumnezeu este cu noi, se întâmplă altceva. Se potolește furtuna și valurile năprasnice. Observați ce spune tot în cartea Matei, în capitolul 8, cu versetul 26. Sfânta Scriptură spune astfel, El a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Atât de mare este puterea Lui, încât universul acesta care El a creat și prin El a fost, a fost făcut, ascultă glasul Lui și la porunca Lui valurile se opresc. La porunca Lui se oprește, se oprește marea. Când vorbește stăpânul, natura ascultă, dragii mei. Și minunea mare este că Dumnezeu și azi mai vorbește și natura și azi încă l-ascultă. Vă spuneam acest exemplu care fratele Ilie Puha mi l-a spus. Anul acesta când am fost în toamnă în România, am ajuns la Vicovul de Sus, un fic de jos, unde frații care au fost prezenți acolo erau de față. Păstorul bisericii de fapt a fost de față la această întâmplare și spunea, am fost acolo, pe vapor. Mergând împreună să treacă mare, Igei, la un moment dat, într-o misiune care o făceau împreună, s-a strânit o foarte mare furtună. Atât de mare încât și marinarii s-au panicat. Fratele Ilie Puha a luat acordionul, a ieșit afară pe catarg și a început să cânte. El și astăzi încă umblă pe mare. Când a terminat cântarea, cei care erau în vapor au spus că așa sunt niște nebuni. Păi, e valuri mari afară, corabia se mișcă și uite că ăsta cântă afară. Și când termine el de cântat, cheamă un frate bătrân care a plecat la Domnul, frate Dumitru Coramă, frate Dumitru, hai să rostești o rugăciune. Și vine frate Dumitru acolo afară și îți ridică mâinile către ce și spune așa, Dumnezeule care ai făcut cerul, pământul și marea, în numele tău poruncesc mării să stea și vântul să se oprească. Și la aceea simplă rugăciune, pe loc, s-a oprit furtuna. Fratele Ilie era prezent acolo, păstorul din micul de jos era prezent acolo și spune exact așa s-a întâmplat. Niște canadieni veniți împreună cu ei în vacanță, când au văzut această experiență, le-au spus, Băi, ce fel de oameni sunteți voi? Cine e omul ăla care au vorbit? Ce fel de vraci și vrăjitorii? Cum de s-a oprit vântul când, când a vorbit el? La care au spus ei, nu niciun vrac, niciun om special. Noi suntem copii lui Dumnezeu și Dumnezeu ascultă rugăciunea măriței fie numele. Ziceau acești oameni, vrem să venim cu voi. Dar ne mergem la biserică, nu ne pasă, venim cu voi. Dar noi suntem români, vorbim limba română, nu ne pasă, noi vrem să venim cu voi cu voi Dumnezeu, dragii mei, că atunci când Dumnezeu este cu noi, se manifestă puterea lui Dumnezeu, se liniștește vântul, marea, furtuna și până azi Dumnezeu încă lucrează, lăudați să fie numele. Auziți o altă întâmplare din viața Domnului Isus Hristos când era cu ei, Emanuel, Dumnezeu este cu noi în trup pe acest pământ. Marcu, capitolul 6, cu versetul 48, ne spune Sfânta Scriptură. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu văslirea în alt episod, căci vântul era potrivnic. Și a a patra strajă din noapte a mers la ei un blând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când lumea ta devine instabilă, când fundația pe care ai stat până acum se clatină, când nu mai poți rămâne în picioare, când te tem că totul se sfărâmă cu tine, nu uita că este unul care are stabilitate și instabilitate. Ăsta e Domnul Iisus Hristos. Pe apa care este cea mai instabilă, nimeni până în ziua de azi n-a umblat pe apă. Au făcut ăștia fel de fel de jetski și altfel de lucruri și dacă ești propulsat rămâi deasupra apei. În schimb nimeni nu poate sta deasupra apei observați că vine Hristos umblând pe apă, că El dă stabilitate în instabilitate. El știe să liniștească, să-ți dea capacitate de rămâne în picioare pe fundația vieții tale. ăsta e Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu este cu noi. Măriți i fie în numele, dragii mei. Dar mai mult, ne spune în Ioan, în capitolul 8, un episod extraordinar. Și vreau să vă gândiți la această lucrare profundă. O întâmplare interesantă. La un moment dat, o femeie este prinsă în preacurvie. curvie. Vin niște oameni împreună cu ea și acum vrând și să-l ispitească ca să-l prindă pe el la colț, mă gândesc cât de înfierbântați, de învolburați erau. O aduc înaintea lui, o milesc în fața lui și spun, învățătorule, legea ne învață să omorâm cu pietre pe astfel de femei. Nu, atunci ce spui să faci? Că acum dacă spunea el, nu o omorâți, că nu-i frumos, tu încalci legea. Dacă spunea omorâți, să uitați că el nu numai cu harul și cu păcatul, vezi? Vezi că el o sândește pe păcătoși. Oricum răspundea era greu. Și Domnul, care era infinit, care avea toată înțelepciunea, în care erau toate comorile înțelepciunii, spune o singură expresie. Cel care nu are păcat, să arunce primul cu piatra în ea. se pune apoi jos și scrie pe nisip. Așa de a fost în cucetul lor, încât unul după altul, ce Biblia, că au plecat de acolo până a rămas doar femeia singură cu Domnul Iisus Hristos cel care are capacitatea să oprească cearta, vorba, discuțiile, luptele care apar, este Domnul Isus Hristos, dragii mei. Dumnezeu este cu noi, înseamnă că El liniștește valul din jurul nostru. Frământarea, luptele din familie, crizele familiale, acele situații grele, momentele când nu mai ai pace în casa ta, când împreună copiii te cerți, când soțul cu soție n-are liniște, acestea toate se liniștesc la porunca Domnului Isus Hristos, mărit să fie în numele Său. Dumnezeu este cu noi, dragii mei! asta a însemnat ziua când a intrat Hristos în lumea aceasta. Să ne dovedească ce se întâmplă când vine Dumnezeu împreună cu noi. Dar în al treilea rând, dragii mei, și poate cel mai important, că dacă nu ne vindecăm în viața asta, oricum murim într-o zi. Dacă avem probleme și ceartă, mai vin și alte zile, mai ne plictisim și de ceartă într-o zi. Dacă avem fel de fel de crize, astea oricum trecă, totul trece într-o zi. Dar cea mai profundă problemă a omului, dragii mei, este lupta cu păcatul. Mai devreme spunea frumos fratele Gelul în limba engleză. În psalmul 49, răscumpărarea sufletelor lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Dar dacă omul tot ce are nu-și poate plăti vina păcatului lui. Un singur agent, un singur element, o singură valută Poate plăti gravitatea păcatului, sângele Domnului Isus Hristos. Ce mă spală de păcat, numai sângele lui Isus. Și unde sunt vindecat, doar în sângele lui Isus. Măriți să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, în al treilea rând, Dumnezeu este cu noi înseamnă sfințire și depărtare de rău pentru viața noastră pământiană. Ioan, capitolul 15, cu versetul 3, spunea: Domnul Hristos, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Singurul care ne poate face curați este Domnul Hristos, dragii mei. Singurul care are capacitatea să ne schimbe viața, e Domnul Iisus Hristos. În rugăciunea domnească, în Ioan capitolul 17 de Mare Preot, spune astfel în versetul 19, și eu însu mă sfințesc pentru ei, ca ei să fie sfințiți prin adevăr. El era adevărul. Întrucât Apostolul Pavel ne spune că atunci când el a murit, dragii mei, noi am aruncat asupra lui, dacă vreți, într-un schimb, păcatele noastre și nouă ni s-a dat neprihănirea lui, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Domnul Isus Hristos. El ne-a sfințit, măriți să fie numele. Dumnezeu este cu noi, înseamnă această curăție, sfințire, schimbare profundă a vieții noastre. Dar poate cel mai interesant pentru mine este versetele care apar în numer capitolul 23. Observați împreună cu mine începând cu versetul 20. Iată am primit porunca să binecuvântez. Da, el a binecuvântat și eu nu mă pot întoarce. Acum ascultați-mă foarte bine. Poporul Israel era în pribegie. De ce? Din cauza că au cârtit împotriva lui Dumnezeu. Din cauza că au ispitit pe Domnul, că l-au supărat pe Dumnezeu. Din momentul când au ieșit din Egipt, în continuu pe drum au cârtit, Răzmelință după răzmeliță. și Dumnezeu spune, no, nu vreți, bun, 40 de ani condamnare în pustie, până toți peste 20 de ani vor muri. Doar copiii voștri vor intra în, în țara promisă. Și acum ei sunt pedepsiți din cauza păcatului. Și acum ascultați ceva interesant. Numărul 23 cu 21. El, adică Dumnezeu, nu vede nicio fără de lege în Iacov. Nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeu lui este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Dumnezeu i-a scos din Egiptăria lui este pentru el ca bivolul lui. Descântecul nu-i poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov și Israel ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. Dragii mei, el nu vede nicio fără de lege în Israel, nicio o răutate în Israel. Păi erau condamnați, pribegeau 40 de ani din cauza păcatului. Cum adică nu vede nicio vină, nicio răutate? Nu se poate așa ceva. Mai dau aici un pasaj. Zaharia, capitolul 3, cu versetul 1. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe satana stând la dreapta lui ca să-l părască. Domnul a zis satanei, Domnul să te mustre, satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Acum auziți, dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totul stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul în cuvântul a zis celor ce erau înaintea lui, Dezbrăcați-l de hainele muldare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată când depărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbra cu haine de sărbătoare. Pe cum? Că Dumnezeu nu consideră pe cel vinovat drept nevinovat. Asta nu se poate. Dumnezeu e drept. Și, dragii mei, Dumnezeu este cu noi. Înseamnă că Isus Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre. Prorocea Isaia în 53, noi am crezut că e pedepsit de Dumnezeu, lovit de Dumnezeu, blestemat din cauza ceea ce făcuse El. Și noi nu știam că Dumnezeu a pus asupra Lui povara păcatului nostru. Noi nu știam că El la calvar plătea pentru noi, întrucât pe Cel ce n-avea niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat din cauza meașata, ta, ca noi să fim considerați sfinți în fața Lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! Dumnezeu este cu noi înseamnă că Iisus Hristos a luat vina păcatului meu și al tău, ne sfințește prin jertfa sfântă și încă ne face accesibilă intrarea Duhului Sfânt în vasele noastre care ne sfințește și ne pune pe o cale bună înaintea lui Dumnezeu. Punctul culminant știți care este? Nu doar că Dumnezeu este cu noi, ci cel mai culminant și profund lucru este că Dumnezeu este în noi. Spunea Domnul Iisus Hristos acum în cartea Ioan, în capitolul 14, anume cu versetul 23, drept răspuns Iisus i-a zis, Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Nu doar că este cu noi, pe lângă noi, ca un prieten care merge pe drum cu noi. Dumnezeu este în noi, dragii mei. Dacă odinioară Dumnezeu se prezenta prin norul de slavă, pe chivotul legământului, venea în templu, dacă Dumnezeu venea numai cu preoții, în nou legământ, Dumnezeu prin Duhul Sfânt locuiește în noi, noi suntem templul Duhului Sfânt, în noi locuiește comoara veșnică, Dumnezeu a venit să fie cu noi, măriți să fie în numele Domnului! Și dragii mei, aceasta înseamnă că ori de câte ori apar probleme, situații, greutăți, lupte, întotdeauna avem curaj să venim la El. Spune Evrei 4 cu 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Asta înseamnă, dragii mei, că nu avem un Dumnezeu rece și insensibil, care stă în rai cu un cioma gata să bată în cap pe oricine păcătuiește. Avem un Dumnezeu care l-a dat pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. Un Dumnezeu care a transferat asupra Sfântului Său toată vina noastră, ca noi să fim considerați neprihăniți în El. Nu s-a oprit acolo, ci prin trupul lui Hristos a făcut un tipar nou, ca cei care sunt a Lui să trăiască o viață nouă în Hristos. Schimbați pe dinăuntru viața noastră sfințită, noită, curățită pe deplin. El să fie Domnul nostru și El să locuiască în noi. Asta înseamnă Dumnezeu este cu noi. Lăudați să fie numele, dragii mei. Și probabil cel mai minunat exprimă Apostolul Pavel aceasta. În Coloseni 1 cu versetul 26, vreau să vă zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainii acestea între neamuri și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dragii mei, garanția mântuirii noastre rezidă în Domnul Iisus Hristos. Lucrarea mântuirii este în mâna Domnului Isus Hristos. Puterea vindecării, eliberării, ridicării, iertării este în Domnul Isus Hristos. Și Hristos în voi, nădejdea slavei, lăudați să fie numele Domnului. Nădejdea slavei, știți care este, dragii mei, că într-o zi vom învia din morți și noi că se întoarce înapoi după noi să ne ducă acasă, că ne va dezbrăca de trupul acesta de moarte și ne va îmbrăca într-un trup de slavă în care vom fi împreună cu El o veșnicie. Acolo nu mai doare, nu mai e cancer, nu mai suferi, acolo nu mai e nevoie de lampă, de lumină, de mâncare, acolo Domnul va fi totul în toți, Hristos cu noi pentru o veșnicie, mărit să fie numele Său. Hristos acesta a intrat în lumea noastră ca să locuiască împreună cu noi. La sărbătorile acestea sărbătorim, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este cu noi, măriți fie numele. Și nu doar că e cu noi, Dumnezeu este în noi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Așa a vrut Dumnezeu să locuiască împreună cu omenirea până în ziua când Fiul va da mâna Tatălui toate și Dumnezeu va fi totul în toți. Ei, dragii mei, asta este sărbătoare. Asta înseamnă să te bucuri. Dacă nu te bucuri de așa ceva, iartă-mă că spun, nici cărnațul, nici slănina, nici cadourile, nici sarmale nu-ți vor aduce bucuria. Cât de români fi noi, vreau să vă spun că șase sunt Și colesterol, și diabet și multe altele. Dragii mei, Hristos în voi nădejdea slavei. Adevărata bucurie a bisericii este, Hristos locuiește în noi. Și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Hristos este în voi, Duhul Celui ce l-a înviat pe Hristos din morți, va învia și trupurile voastre muritoare. Și în ziua cea mare vom fi împreună cu El. Doamne, vină cât mai curând! La sfârșitul anului 2023, Biserica din Chicineri poate mărturisi din toată inima, Dumnezeu a fost cu noi. Dumnezeu un anul acesta a fost cu noi, dragii mei, și a manifestat puterea, a dat vindecare, a dat deliberare, a vorbit prin cuvânt, prin prorocie, ne-a călăuzit, ne-a sfătuit. Dumnezeu este cu noi, lăudați să fie numele. Dar ca și oameni născuți din nou, botezați cu Duhul Sfânt, plini de harism, a Duhului Sfânt, mai mărturisim ceva, în vasele lui purtăm comara, Dumnezeu este în noi, nădejdea slavei ne este dată nouă, lăudați să fie numele. Și în aceste zile de sărbătoare, împreună cu dumneavoastră, eu vreau să mă bucur, eu vreau să cânt, eu vreau să laud pe Dumnezeu. De aceea biserica ar trebuie să voiască, de aceea cântarea în laudă lauda lui Dumnezeu, de aceea suntem chemați să venim împreună să-L preamărim pe Mântuitorul. Că dacă în noaptea aceea îngerii au cântat slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și o pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, în seara aceasta biserica spune preamărit să fie Domnul! Preamărit să fie Domnul! Preamărit să fie Domnul! Să fie Domnul! Hristos în voi, nedejdea slavei! Asta e bucuria noastră! Asta înseamnă sărbătoare! Asta înseamnă nașterea Domnului! Asta înseamnă bucurie! Asta înseamnă biserica născută din nou! Biserică dragă! Te mai bucuri de aceasta? Te mai bucur acest adevăr? Sau am rămas și noi doar la niște tipare seculare a unei vreme în care noi trăim? O veni Crăciunul. Bă, dacă n-ai te porcul, n-ai avut Crăciun. Dacă n-ai pus bradă în casă, pe ce fel de om ești? Dacă n-ai împodobit și tu acolo, măcar să vadă un pic de lumină, să urce și ție bilul de curent. Ce sărbătoare e asta? Dragii mei, Hristos în voi nădejdea slavei. Asta e adevărata bucuria a bisericii, nu uitați aceasta. Și această bucurie, știți ce înseamnă, dragii mei? Că în fiecare zi, de la 25 decembrie până la 24 decembrie și de începând încă o dată, noi în fiecare zi mărturisim, Dumnezeu este împreună cu noi. Dumnezeu locuiește împreună cu noi. Dumnezeu este în noi. Hristos de-a slavă, ne dă biruința, măriță fie în numele. Și în această sărbătoare vă invit împreună cu mine, hai să sărbătorim așa cum trebuie hai să-L preamărim pe Dumnezeu. Și ce-mi doresc pentru anul 2024, dragii mei, îi să-L vedem tot mai mult pe Hristos în casa și în viața noastră. Să avem noi experiențe, noi mărturisiri. Și dacă în 2023 am avut peste 69 de dovezi că Dumnezeu în doar aici, a vindecat și a lucrat, eu vreau ca în anul care noi intrăm, dragii mei, să avem și mai multe să vină mai mulți la pocăință, să se vadă mai multă lucrare a Lui Dumnezeu, mai multă mișcare a Duhului Sfânt. Dumnezeu este împreună cu noi, lăudați să fie numele. Și dacă credeți acest adevăr, ne ridicăm cu toți în picioare. Și în această seară vrem să ne rugăm Lui Dumnezeu mulțumindu-i că a intrat în lumea noastră. Nu ca un copilaș care să trăiască, să moară și apoi să expire din viață ci ca stăpânul care a murit, a înviat și stă la dreapta al măririi și pentru noi mijlocește în fața Tatălui. El încă este cu noi, trăiește în noi. Dul Sfânt vibrează în inima noastră. Hai să ne rugăm în această răspuns, Doamne, mai fă să-ți vedem slava între noi, mai fă să avem bucurie între noi, mai lucrează în biserica aceasta și fă-ne să cunoaștem cu adevărat nădejdea slavei care o dai numai Tu. Intrăm cu toți în rugăciune.